Salut! Haideți să vă arăt ce-am făcut eu astăzi. Ia uitați ce-am aici. Asta e țelină, ceapă, morcov, morcov, conopidă, castraveți și murături. Se văd, da? Deci ceapă roșie, țelin am pus și frunze și deci morcov, ce am zis? Țelină și frunze și bulgu. Așa. Deci am 1 kg de ceapă, am 2 țeline. Morcov am de jumătate de kilogram. Castraveți 1 kg, iar murături am avut vreo 4-5 kg. Deci astea le-am tăiat toate. Vedeți, ceapa am tăiat-o destul de mare. Așa. Și astea ca să fie în ton cu murătura. Că și murătura depinde de ea. Am tăiat-o în 2, în 4, în... Ia uitați. Și sunt și mai roșcate, mai așa. Așa. Iar acum, peste toată cantitatea asta, voi adăuga sare. Deci sare. Și voi pune o lingură. Două linguri. De moment, dacă mai este nevoie, mai pun, dacă nu, nu. Pun zahăr la fel. O lingură. A doua. Deci nu mai mult. Da? Și vin cu oțetul, care este așa crud, cum... din sticlă. Așa. Și am pus 600 de grame. Dar o să încerc să pun un pic mai puțin. Și acum îl voi lua la frământat cu mâna. Tot ca să amestec zahărul, sarea și ulei, oțetul. Și după aceea vă arăt mai departe. Așa arată după ce am pus oțetul, în sare și un pic de zahăr. Deci oțetul, ia uitați că n-am pus până la urmă, am pus 5,5 de kilogram. Pentru că este destul de puternic și bine, fiecare își face după gustul lui. Deci apă nu se pune pentru că, vedeți, roșiile, murăturile, și toate sunt tăiate. Și atunci ele își vor lăsa zeamă. Eu le voi lăsa o noapte în lighian și mâine le pun în borcan. Și nu trebuie să le fierb, nu trebuie absolut nimic și absolut nimic, 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 nimic. Ele sunt bune și acum de mâncat. Ia uitați. Murătura. De așa și-a luat oțetul. Dar până mâine își lasă zeamă. Și atunci, dragii mei, salata asta este importantă, foarte multă ceapă în ea. Deci cât de multă ceapă aveți, să-și lasă gustul de ceapă. Așa că eu vă spun spor la treabă și dați drumul cu salata, că este nemaipomenită. Se poate pune... Se poate mânca și așa. Așa că eu vă îmbrățișez cu drag, pe curând. Pa!